Să citim ce a scris jandarmeria, frumos, cu intonație. Cred că fimea de 8 ani jumate scrie mai bine decât așa. E scris de un sergent major, Leme, nu-i spun numele, așa, de la 1.05751D. Așa. Domnul CNP, seria numărul, data eliberării, așa. În ziua de 14.02.2012, ora 21.45, locul, strada Smăldan, numărul 33, atenție, a săvârșit următoarele. În jurul orei 21.45, acesta a strigat împreună cu alte persoane, lozici precum, două puncte, România, trezește-te! Și ieșiți afară! Jandarmeria! Tulburând liniștea și deranjând locuitorii din zonă. 21.45 nu este în afara legii. E înainte de 22. Pentru fapta sau faptele săvârșită sunt prevăzute de... Nu, asta e tipărit, asta e un glumă mea. Articolul 3.25 din legea 61 din 1991, republicată și sancționată de articolul 4, litera 6 din legea 61 din 1991, republicată, amendă în sumă de 200 de lei. Un coleg și un palac îmi dă să citesc din ce carte asta? Constituția României. Și zice așa, articolul 39, libertatea întrunirilor. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme. Unitate! Unitate! Noi am avut portavoci, astea salve ale cuvântului. Deci ați auzit ce au strigat acești infractori? Da! Au strigat România, trezește-te! Haideți să strigăm și noi aici, poate le dau și noi amenzi! România! Trezește-te! România! Dorința de libertate, în primul rând, și de demnitate. Nici noi, cei din armată, n-am ieșit când s-au tăiat salariile și alte drepturi bănești, dar am ieșit, cel puțin eu, în momentul în care oamenii au fost jigniți crunt și de neacceptat. Se vor uni la viitor și vor scăpa țara de noi. Cinste lui, cinste lui, cinste ofițerului. Cinste lui, cinste lui, cinste ofițerului. Puțină liniște, vă rog frumos! Liniște, vă rog frumos! Ciao Teo! Thank you.
aveți. Nu știați barbane, că muriți de foame. Cetățeni din Metrorex, veniți cu noi la protest. Brațele sus, bumnii strâmși. Brațele sus, bumnii strâmși. Solidaritate, 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 jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu. Băi, pune și voi aron ceva, știi că nimeni nu vă interzice de plec. Hai mă, 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 plecat-o cam în nu mai am alt. Dă-mi rahat! Aron ceva, adică știi să nu se mai vorbim. În limba trigănească, căcat înseamnă fericire. Mă rog, lasă-l acum, nu se potrivește pentru cultura voastră generală. Mentalitatea pieței, nu... Rescriu mâini. Deci ca să știți, nu v-a interzis nimeni, aveți de plai pe... Dar nu mai folosiți cuvinte și uitați. Când e, puneți cu arunt, e... Nu că v-am că nu eram acum la amistat. Și voi ați scris bine, mă, că stat, bă. Băi, mai bine scris cu capul. Bă, dar tu nu te-ai vrut să fac niște de aici?